Pregătită de Severin Anul Dan Ignat, debutanta Oltul Curtișoara este neînvinsă după primele trei etape din seria 6 a Ligii a 3-a. Marți seara, în derbiul județului Olt, echipa Comunei Curtișoara a remizat în deplasare scor 1-1 cu Vedița Colonești, în meciul restant contând pentru prima etapă. Echipa lui Ignat pierduse în luna iunie barajul pentru promovare jucat cu Aro Câmpul Lungmuscel, dar a fost primită în Liga a 3-a pe ultima 100 de metri după ce FC Brașov și-a anunțat retragerea din campionat. În precedentele două runde, Oltul Curtișoara învinsese Cozia Călimănești scor 1-0 și Flacăra Horezu scor 3-1. Sâmbătă, echipa de lângă Slatina va juca pe teren propriu cu Unirea Bascov. Lider în seria 6-a este Cetatea Turnu Măgurele, cu maximum de puncte, urmată de Vedița Colonești și Oltul Curtișoara, ambele cu câte 7 puncte. Unirea Bascov ocupă locul 5 cu 4 puncte.